Salutare tuturor! Am revenit cu un nou episod cu cele mai noi și interesante jocuri pe Android. Jocurile sunt gratuite și sunt oferite de Google Play, unde le puteți descărca și voi din linkurile de mai jos. Din păcate, pentru următoarele două săptămâni nu voi mai reuși să mai adaug vreun episod datorită plecării în concediu. Însă după venire, voi fi cu forțe proaspete și cu episoade noi pentru voi. Și gata cu vorbărea, să-i dăm drumul. Primul joc din acest episod se numește Swing. Un joc simplu, dar interesant pentru cei ce doresc un joc arcade, cu o întrecere între prieteni cu distanța străbătută de fiecare în parte. Tot ce trebuie să faci este să-ți lași omulețul să se distanțeze pe lungimea pe care crezi tu că ar fi până la stâlp pentru a sări la el. Jocul este foarte frumos, însă pe atât de frumos, pe atât și de stresant. Cel mai important lucru este să străbați o distanță cât mai mare, căzând și pe centrul stâlpilor pentru puncte bonus. Cel de-al doilea joc se numește Missiles. Un joc foarte frumos și nou cu avioane în care tu trebuie să strângi cât mai multe steluțe fără ca tu să fii doborât de rachetele țintite spre tine. Jocul este foarte nou, însă văd că pe zi ce trece devine din ce în ce mai popular. Jocul ocupă foarte puțin spațiu și poate fi jucat de pe telefoane ce rulează Android 2.4 până la ultima versiune de Android. Jocul deja a ajuns la un număr de aproape 5 milioane de jucători și îl puteți descărca și dumneavoastră din linkurile din descriere. Următorul joc nou recomandat se numește Hop Hop Hop. Un joc exagerat de enervant în care vă sfătuiesc să-l jucați de pe telefoane pe care nu le mai folosiți pentru că sigur îl veți da de pământ. Tot ce trebuie să faceți în acest joc mirific este să treceți cu mingea printre cerculețe fără să le atingeți marginile exterioare pentru a vă deschide acele porți. După ce ați introdus mingea prin coș, trebuie să apăsați cât mai repede pentru a trece la următorul coș pentru a deschide următoarea poartă. Pe cât de simplu pare, pe atât de greu este. Cel de-al patrulea joc din acest episod se numește Smash Rocket. Este jocul stelar în care tu trebuie să tragi în acele planete pentru a le distruge. Un simplu joc în care se schimbă într-unul fascinant și plin de surprize.
Jocul ocupă numai puțin de 9 mega și se poate juca și de pe telefoane ce rulează versiuni de Android 2.3.3. Jocurile afișate în acest episod le puteți descărca și voi chiar din descrierea de mai jos. Nu uita să dai un like dacă îți place acest episod. Acest joc este recomandat după numărul de recenzii pozitive și numărul de descărcări pe ultima săptămână. Și ultimul joc din acest episod, cu 5 cele mai noi și interesante jocuri de pe Android, se numește Dots & Co. Jocul bănuiesc că deja îl cunoaște și voi numai după numărul mare de descărcări de peste 5 milioane. Sigur îl ai și tu pe telefon. Dacă nu l-ai, îți voi spune eu câteva detalii despre acesta. Jocul este unul bazat prin trasarea unei linii pe deasupra bulinelor, realizând un șir mare de buline necesare rezolvării puzzle-ului. Jocul se îngreunează pe nivel ce treci, deci trebuie să ai mintea ageră și limpede pentru rezolvarea puzzle-ului cu buline. Jocul poate fi jucat de pe telefoane ce rulează versiunea de Android 4.0.3, până la ultima versiune. Canalul nostru de YouTube a ajuns la un număr de 262 de membri, un număr impresionant pentru mine. Vreau să le mulțumesc tuturor abonaților și vizitatorilor și să nu uităm de cei ce comentează aceste episoade. După cum v-am spus, voi face o pauză de 2 săptămâni în postarea episoadelor datorită concediului. Vă mulțumesc!